vulpiță ne-a dat târcoale aseară. Vecinii mei și-au lăsat un bol cu salată și nu știu ce o fi avut pe acolo. Și vulpița s-a delectat la un moment dat cu acel bol. Efectul Gloria. Am trecut de vârful Șerbota și acum suntem pe costura Sărății. Am intrat la Cabluri. După cum ați văzut, mai avem puțin până pe vârful Negoiu. Se vorbește să mergem și pe vârful Espezi. Așa că mâine dimineață o să ne trezim cu o priveliște de la lacul Călțun. Deci pe fără 10, ne-am pus în mișcare și mergem la cabana Negoiu, unde vom campa. Ia uite-o, bă, l-a furat. Dimineața, ceasul este 6:30. Aseară am făcut o oră jumătate din punctul de unde am lăsat mașina până la cabana Negoiu, unde am și campat. Peste una, peste alta, am mers la somn la 2 dimineața și acum ne pregătim să mergem pe creastă.
Ieri am făcut o parte cu mașina din marcajul cu triunghi albastru, iar acum suntem pe bandă albastră. Ne îndreptăm spre vârful Șerbota, după care o să facem costura sărății. Și deocamdată ne dojenește vântul, ceața. Sper să treacă ceața până ajungem sus în creastă. Am trecut de vârful Șerbota și acum suntem pe costura sărății. Am intrat la cabluri și la puțină escaladă. Thank you.
Ieri am urcat cu mașina până la cel mai înalt punct unde se poate ajunge cu un 4x4. De fapt, acolo erau și ultimele mașini parcate, unde am lăsat și noi mașina. Am făcut o oră jumătate la frontală până la cabana Negoiu. Și de acolo am căutat un loc de campare pe lângă celelalte corturi. O vulpiță ne-a dat tâlcoale aseară. Vecinii mei și-au lăsat un bol cu salată și nu știu ce o fi avut pe acolo. Și vulpița s-a delectat la un moment dat cu acel bol. Piatra este umedă. Ieri cred că a plouat, ceea ce am văzut și la prognoze. Ieri ar fi plouat pe aici, dar deocamdată este ok, se poate merge și traseu super fain. Acum 3 săptămâni am mai fost încă o dată pe vârful Negoiu cu plecarea de la Bâlea Lac, foarte frumos acel traseu. Și la propunerea prietenilor, astăzi am făcut un traseu divers. După cum ați văzut, mai avem puțin până pe vârful Negoiu. Se vorbește să mergem și pe vârful Espezi. Și după aceea să campăm la lacul Călțun. Chiar data trecută când am trecut pe acolo, am zis că trebuie să vin odată să campez la lacul Călțun. E o priveliște minunată de acolo. Așa că mâine dimineață o să ne trezim cu o priveliște de la lacul Călțun. Aproape 6 ore până pe vârf. După cum vedeți, este plin acolo. Abia am reușit să fac și o fotografie. Și de acum ne îndreptăm spre Lespezi. Pe vârful Negoiu nu a stat prea mult, am plecat, era mult mai multă lume ca data trecută. Dacă nu știți, vârful Negoiu până în perioada interbelică era considerat cel mai înalt pischi din România și după ce au făcut noile măsurători a trecut pe locul secund. E o problemă pe acolo. Este tam mai urs. Da.
intrat pe strunga Doamnei și de aici mergem pe vârful Espezi. Pe și ne îndreptăm spre cornul Călțunului. Coborâre de pe cornul Călțunului, mergem la lacul Călțun să campăm și mâine dimineață o luăm iarăși din drum. O să facem traseul de întoarcere prin altă parte, așa facem tot traseul, să zicem, în formă de circuit. Aproape am ajuns la lacul Călțun. Astăzi a fost o zi încărcată. Trebuia să mergem pe Negoiu și până la urmă ne-am mai lungit, pentru că după Negoiu ajungeam aici la lac pe la vreo, eu știu, 3 după amiază. Așa că am hotărât să mergem și pe vârful Espez și cornul Călțunului și în această seară o să înoptăm aici și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața, este aproape ora 6 și hai să vedem priveliștea de dimineață de aici, de la lacul Călțun.
aproape de cabana Negoiu. De la Negoiu până la mașină nu o să mai registrez pentru că este drum forestier. Îți mulțumesc pentru că ai rămas cu mine până la sfârșit și ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!